Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit la Dale Dimineții. Așa cum am dezvăluit vineri la încheierea emisiunii cu acei copii minunați și astăzi, în această dimineață de luni, vom avea parte de aceeași, bucurie a vieții, să vedem că tinerii sunt tineri, avem tineri, tineri care ne impresionează, care fac lucrurile diferit. Știm cu toții că în weekend la Decebal, Colegiul Național Decebal, a fost așa o energie pozitivă. Am avut parte de atâția tineri minunați care au venit la DEVA, că n-au fost numai din DEVA, au venit și din alte părți ale țării. Am venit și noi la Decebal să vedem ce se întâmplă în emisiunea care urmează. În cele 50 de minute vom avea parte de tot felul de întâlniri cu tineri minunați, imagini, ce s-a întâmplat, dar am întâlnit și oameni care îi susțin. Oameni care cumva contribuie la împlinirea acestei generații tinere, viitorul nostru, a țării noastre. Să vedem cu cine m-am întâlnit pentru prima dată astăzi la Decebal, să vedem ce are să ne spună, să vedem de ce a venit astăzi la DEVA și de fapt cine e, că e prima dată când ne întâlnim aici la Dale Dimineții. Bună dimineața și bine ați venit la DEVA! Bună dimineața și bine v-am găsit! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și cu această ocazie doresc să urez și bună dimineața telespectatorilor dumneavoastră și celor care au făcut astăzi această întâlnire posibilă. În acest weekend, într-adevăr, orașul a fiert, dar a fiert pentru că a fost plin de tineri, a fost plin de tineri care își doresc să fie voluntari, care doresc să facă voluntariat pentru comunitățile din care provin. Și niște tineri care au venit cu niște proiecte excelente. Niște proiecte care, dacă vor fi puse în aplicare, vor schimba comunitatea din care vin. Într-adevăr, acest concurs oferă, se face o premiere pentru primii trei câștigători, însă pot spune că toți cei care sunt participanți sunt câștigători. Sunt câștigători pentru că ei au câștigat etapa locală și etapa județeană la care ei deja au luat parte. Deci ei sunt câștigători în comunitățile lor și sunt convins că și colegii mei din țară, din cluburile Lions din România, se vor apleca asupra proiectelor pe care ei le-au propus. Am uitat să mă prezint pentru că... Asta poate, vreau să spun, poate a intrat direct în subiect. Da. Stăm de vorbă cu Manuel Seleș. Da, Manuel Seleș, viceguvernator 1 al districtului Lions 124 România, și sunt aici și ca și un garant al continuării acestui proiect, de asemenea învergură, pentru că ceea ce a făcut colegul nostru, actualul guvernator și bunul vostru prieten, Florin Marin Ilieș, care atât în calitate de director al acestui colegiu Decebal, cât și în calitate de guvernator, a știut cum să pună în valoare acest concurs internațional care se numește Young Ambassador Burt Mason. Burt Mason a fost unul dintre membrii fondatori ai Lions International și pot să spun că a încercat să promoveze și întotdeauna s-a încercat să se promoveze viitorul. Trebuie să ne plecăm asupra viitorului și ceea ce am văzut sâmbătă în sală, pot să vă spun că dacă vom avea grijă de acești tineri, cu siguranță putem să avem speranța că va fi o lume mai bună. Pe înțelesul celor de acasă, celor care iau contact mai puțin cu ce se întâmplă de fapt în lume, vorbim de Lions, dragii mei, sunt convinsă că foarte mulți dintre dumneavoastră știți deja despre ce este vorba, dar haideți să facem un scurt istoric. Ce înseamnă Lions, de fapt? Este destul de complicat să spunem așa în câteva cuvinte sau în 50 de minute cât are emisiunea. Putem face un episod, da. Și să începem telenovelă. Să încep de la etimologia cuvântului, care într-adevăr
cum îl vedeți și la noi pe insigne și pe pinuri, este un leu. Dar, de fapt, Lions înseamnă mult mai mult. Înseamnă liberty, intelligence, our nation's safety. S-a plecat de la dorința de securitate a națiunii. A pornit în 1917 în Chicago, iar pe urmă s-a dezvoltat această organizație, acoperind rând pe rând nevoile cu care se confruntă întreaga omenire. În prezent suntem în peste 200 de țări, suntem undeva la aproape 1.400.000 de membri activi Lions și undeva la 200.000 de membri Leo, pentru că noi vorbim astăzi de niște tineri care sunt implicați. Acești tineri care participă astăzi, nu toți sunt membri Leo, dar putem să le deschidem ochii să vadă că își pot continua proiectele prin cluburile Leo, cluburile care sunt destinate tinerilor de vârsta lor. Lions este o organizație care știe să se uite la cetățean, știe să se uite la semenul de lângă el, știe să se uite la aproape și știe să-l ajute. Și are și cu ce, are și resurse, pentru că putem să mergem pe sintagma noastră românească, dar din dar se face rai. Prezentând proiectele pe care noi le avem, atât la nivel național, cât și la nivel internațional, reușim să-i facem pe cei care își doresc să fie alături de noi, să-i facem să fie mai aproape și pot să fie mai aproape. Ne pot sprijini în acțiuni atât prin dăruirea lor voluntară, de a fi voluntar și de a lua parte fizic la activitățile noastre, cât și prin partea de sponsorizări și partea de donații. Orice activitate este mult mai ușoară dacă există și un suport. Că vorbim de suport tehnic, că vorbim de alt tip de suport. Avem nevoie și pot să vă garantez că această organizație știe cum să folosească și știe unde să distribuie aceste fonduri pentru cei nevoiași. Lions are câteva direcții foarte importante pe care le urmează. Într-adevăr, toate proiectele de voluntariat sunt importante, însă, ca orice organizație, noi avem niște directive, niște linii directoare pe care le urmăm. Ne dorim să stopăm foametea, ne dorim să înlăturăm cancerul pediatric sau să-l sprijinim cancerul pediatric, ne dorim să sprijinim pe cei cu deficiențe de vedere, ne dorim să sprijinim mediul, suntem acolo unde sunt dezastre naturale. Suntem prezenți în societate prin toate solicitările pe care le avem din partea comunităților. Ei știu că acolo unde este un club Lions, ei acolo vor găsi o mână întinsă, o mână care poate să-i ajute. Eu sunt mereu în apropierea tinerilor, nu doar a tinerilor și a oamenilor care sunt în spatele tinerilor, pentru că întâlnim tineri cu probleme. Eu spun în fiecare zi, ferească bunul Dumnezeu să înțelegeți cumva că eu îmi doresc ca aceste probleme să nu fie aduse în fața dumneavoastră și în atenția publicului. Nu vreau asta. Dar îmi doresc în aceeași măsură să arătăm în fiecare zi prin această emisiune că avem tineri minunați. Acești tineri minunați, acești tineri care fac ceva și astăzi tinerii ambasadori Lions pe limba noastră românească, pentru că invitatul meu a spus-o în engleză, eu o spun pe românești așa cum înțeleg eu, acești tineri pot să-i ajute și pe ceilalți. Asta încerc să vă fac să înțelegeți. Proiectele care se dezbat astăzi, pe înțelesul nostru, a tuturor, ca să înțelegeți ce s-a întâmplat în weekend la Decebal, la Colegiul Decebal, tineri care au înțeles că pot să facă ceva și au ales o altă cale, o cale bună, vin cu proiecte pe care le-au scris, le-au dezbătut în familiile Leo sau în organizațiile Lions,
cu oameni așa, precum invitatul meu, precum domnul director de la Colegiul Decebal Florin Marin Ilieș și alții pe care o să-i întâlnim astăzi aici, inclusiv doamna inspector general, Maria Ștefănie, care este astăzi aici și sper să ne întâlnim cu domnia sa și să o rugăm să ne spună câteva cuvinte. Acești tineri fac proiecte reale de voluntariat. Unele sunt adresate chiar celorlalți tineri. Sunt adresate unor diferite categorii de oameni cu probleme. De la cei vârstnici, că nu vreau să le mai spunem bătrâni, vreau să le spunem persoane în etate, să nu-i mai facem așa, să nu-i mai marginalizăm. Și până la cei mai tineri, probleme de sănătate, probleme de educație, cred. O să vedem până la finalul emisiunii care sunt proiectele. Tineri cu viziune. Acum, tânăr e și invitatul meu. Câți ani aveți? Nu mai sunt chiar așa de tânăr, 39 de ani încă. Dacă la 39 de ani spunem că nu mai suntem tânări. Văzându-i pe cei înscriși, îmi dau seama că totuși au trecut câțiva ani de când eram și eu în locul lor și eram un tânăr voluntar, dar vreau să îi felicit pe toți pentru că au reușit să-și găsească timp, să fie voluntari, dar în primul rând vreau să felicit inspectoratele județene care au înțeles nevoia acestei competiții. Competiție care se dorește a fi o competiție națională prin care dorim să ducem în toate liceele și în toate județele această minunată activitate de voluntariat, să încurajăm pe tineri să fie voluntari și împreună cu actualul guvernator Florin Marin Ilieș ne dorim să o transformăm această competiție într-o olimpiadă națională. Cred că este nevoie de așa ceva la nivel național. Tinerii noștri sunt deschiși, au foarte multe informații la dispoziție și ar fi păcat să închidem această ușă pe care comunitatea internațională ne-a deschis-o. Totuși, Manuel Seleș vine de la Bihor, am descoperit eu. Haideți în câteva cuvinte să facem o prezentare dincolo de Lions. Asta am înțeles. Cine e de fapt Manuel Seleș? Câți ani are? Unde s-a născut? De câți ani e în Lions? Și ce speranțe are și ce va face la anul, că nu ne lăsăm până nu obținem toate informațiile. Tânărul Manuel Seleș s-a născut la Oradea în 27 aprilie 84. A avut un parcurs destul de interesant de prezentat la televiziune și încă o dată nu ne putem opri la 50 de minute. Sunt absolvent de liceu teologic. Am o licență în istorie, o licență în teologie și mai nou o licență în drept. Am absolvit și două cursuri de masterat, care unul a fost cândva de mult, un masterat în studii europene care s-a întâmplat imediat după aderarea noastră la Uniunea Europeană, iar mai recent un masterat în drept penal și proceduri penale. De asemenea, pe parcursul timpului, pentru că asta cred că ne ține pe noi în viață și cred că ne deschide mintea, este studiul și perfecționarea continuă, am continuat studiile și la Institutul Diplomatic Român, unde am reușit să găsesc oameni care sunt deschiși pentru comunitate, care vor să facă mult bine comunității și iacă-te-ne astăzi aici, la 12 ani de la intrarea mea în această minunată organizație Lions, o intrare care a fost într-adevăr la Oradea, într-un club foarte puternic, un club care a dat cândva un guvernator pe fostul guvernator Florian Dacin, care este colegul meu de club, este mentorul meu, este cel care mi-a arătat cum trebuie făcuți pașii în această minunată organizație și pentru că m-ați prezentat la început ca și viceguvernator, într-adevăr, parcursul viceguvernatorului este în următoarea etapă să fie guvernatorul
districtului despre care vorbim astăzi, districtul 124 România. Astăzi am venit să-i văd pe tineri, am venit să văd cum se poate transmite această organizare mai departe și pot să vă spun că îmi doresc ca la Oradea anul viitor să fie o competiție și de mai mare amploare, la care încă de pe acum vă invit să fiți prezenți, pentru că, într-adevăr, telespectatorii dumneavoastră trebuie să știe cum continuă acest proiect. Mai mult decât atât, pot să spun că sunt un tânăr căsătorit, da? Dacă vorbim de tinerețe, am o fetiță de 5 ani, aproape 5 ani, care este prezentă la toate acțiunile pe care noi le avem, atât în Oradea cât și în țară, și se bucură de fiecare membru Lion și de fiecare idee pe care o vede și de prieten Lions pe care îl întâlnește. Sunt oameni de lângă noi, dragii mei, tineri, care îi sprijină pe tineri. Avem nevoie de oameni care să ne sprijine. Avem nevoie de suflete, avem nevoie de seriozitate, de oameni care știu ce să facă pentru a ne îndruma, chiar și nouă, celorlalți cetățeni pașii. Noi îi mulțumim invitatului nostru. Iurăm încă o dată bine ați venit la Deva și vă mai așteptăm. Și vă mulțumim că ne susțineți. Vă mulțumim, eu vă mulțumesc în nume personal, dar sunt convinsă că și comunitatea pe care eu am încercat să o creez prin emisiunea mea, cred că suntem împreună, nu? Și sunt în asentimentul dumneavoastră, dragii mei telespectatori, să-i mulțumim pentru ceea ce face pentru tinerii noștri, că de fapt, până la urmă, o face pentru viitorul nostru. Vă mulțumim! Vă mulțumesc mult pentru invitație, vă mulțumesc mult pentru oportunitate. Vă doresc să fiți voluntari, vă doresc să vă alăturați acestei minunate organizații, iar până la proxima noastră întâlnire, care va fi în luna mai, când această organizație va avea convenția națională la Deva, vă urez să vă alăturați, vă urez să-i contactați pe cei din cluburile Lions din Deva și nu numai, pentru că dacă suntem mai mulți, putem servi și mai mulți oameni. Vă mulțumim mult pentru tot. Colegul meu, Rossi, a fost pe metereze, a fost prin săli, a fost să vadă ce fac elevii, copiii, tinerii. Rămâneți aproape de noi, eu o să plec din studioul ad hoc creat de noi aici la Colegiul Național de Gebel să o caut pe doamna inspector general. Până atunci urmează imagini pe care Rossi le-a surprins în timpul zilei. Vin imediat! Și am revenit, am găsit-o. Era afară, era printre copii, copiii care intră, ies, unii au terminat, alții încă continuă. Am găsit-o pe doamna inspector general Maria Ștefănie și am bucuria să o salut. Bună dimineața! Bună dimineața! O bucurie ca de fiecare dată când ne întâlnim. Povesteam mai înainte când ne-am întâlnit la începutul zilei că între noi două parcă s-a creat așa o legătură, ne dăm seama din priviri uneori ce simțim. Astăzi vă văd senină, vă văd așa fericită. Motivele sunt duble. Odată că suntem în Colegiul Național de Cebal, la Deva, unde încă o dată aveți parte de tot ce e mai frumos, pentru că tinerii, clar, elevii și tot ceea ce dumneavoastră iubiți, fiindcă știm asta deja, am discutat-o de atâtea ori, dar avem și a doua mare bucurie, avem doi elevi care au fost admiși la Harvard, nu știu, ne spune doamna inspector general. Am descoperit aseară că mai avem o elevă din Vulcan care e admisă la o, nu știu, putem să spunem o facultate, o universitate unică? Cred că da. Acum, cei care cunosc și știu eu, au informații, cred că toată lumea poate să spună și trebuie să recunoască că vorbim de o universitate de top din lume, Universitatea Harvard din Statele Unite ale Americii, și
Așa cum spuneați, în această zi avem mai multe motive de bucurie. Unul dintre aceste motive este faptul că avem doi elevi din județul Hunedoara care, iată, în acest an au fost deja declarați admiși la această instituție, prestigioasă instituție din lume. Este o performanță cu totul deosebită. Sunt elevi de care suntem foarte mândri. Sunt copii care au crescut, s-au dezvoltat, au învățat, s-au format în școlile din județul Hunedoara. Copii din un elev este din Orăștie. Este vorba de Alexandru Raul Todoran, olimpicul nostru la informatică. Și totodată este vorba de Amira Abudarah din Vulcan, care de asemenea este de excepție. În acest an își continuă studiile cu o bursă în America și de asemenea a fost declarată admisă la această universitate. Vreau să precizez faptul că Alexandru a depus, să spun așa, a înaintat scrisori de intenție și toată documentația necesară către mai multe universități din lume, așa cum fac foarte mulți alți tineri de vârsta lui și este foarte bine că fac acest lucru. Și Alexandru a primit răspuns și de la alte instituții, a fost declarat admis la universitate de asemenea din Paris și încă universitate din Statele Unite ale Americii și știu că așteaptă răspunsuri și de la alte instituții. Însă, așa cum precizam, Universitatea Harvard reprezintă, nu știu, poate că un ideal, un ceva cu totul deosebit, o oportunitate pe care puțini tineri o au. Pentru că dacă ne uităm, absolvenții ai acestei universități sunt cei care în cariera lor au reușit să realizeze lucruri extrem de mărețe, extrem de importante pentru omenire. Au reușit, dragii mei, să schimbe lumea, vreau eu să spun, și eu o spun cu mai multă încredere așa în mine, pentru că am ajuns la vârsta la care pot să spun lucrurilor pe nume, fără nicio reținere. Absolvenții acestei instituții de învățământ au schimbat lumea, pentru că acolo s-au rezolvat foarte multe probleme reale ale pământului. Oameni plecați de acolo au descoperit răspunsul bolilor foarte grele, a tuturor problemelor cu care ne confruntăm. Planeta se dezgheață sau se îngheață, sunt zone unde foametea, dragii mei, și nu războiul, foametea, lipsa apei, sunt zone ale pământului unde există oameni unde au ajuns să planteze plante pentru a putea mânca în nisip. Și toate aceste lucruri sunt făcute nu doar de la această instituție, oameni care au terminat această instituție de învățământ, dar foarte mulți vin de acolo, foarte mulți cercetători și doi români, doi hunedoreni, să sperăm că vor ajunge să contribuie la schimbarea binelui pe planetă. Tot despre binele pe planetă, pentru că astăzi suntem, parcă simt eu astăzi aici la Decepal așa o energie pozitivă, pentru că oamenii de astăzi, tinerii veniți astăzi la DEVA din toată țara, fac ceva deosebit, adică vor să fie voluntari și ajungem acolo. Băi, de ce să vrei să fii voluntar când poți să faci lucrurile pe bani? E, copiii ăștia care au venit astăzi au tot felul de proiecte care am înțeles eu de la colegul meu Rosi, care îi însoțește de foarte multe ori pe cei din clubul Lions, pe domnul guvernator Florin Marin Ilie, și ei au fost, Rosi a fost plecat de foarte multe ori în țară cu ei și a cules imagini de peste tot. Au ajuns astăzi la DEVA. Acum aici la noi acasă era culmea să nu venim și noi, să fim prezenți, să vedem ce se întâmplă.
copiii ăștia vor să fie voluntari. Acum, nu vi se pare o chestie așa deosebită? Să vrei să fii voluntar într-o lume în care domnește banul și politica? Nu totul se reduce la bani și la politică. Dimpotrivă, noi promovăm foarte mult activitățile de voluntariat, în special în rândul elevilor, încă din perioada în care ei cresc, se formează și se dezvoltă. Voluntariatul, într-adevăr, nu îți aduce beneficii de ordin pecuniar, adică decizi să te implici într-o activitate fără să fii remunerat pentru efortul și pentru munca depusă. Însă, activitățile de voluntariat poate să îți aducă alte beneficii pe care nici nu le bănuiești. În primul rând, ajută foarte mult să îți dezvolți anumite abilități. Totodată, ca și persoană, ai parte de o experiență și dezvoltarea personală, să știți că a devenit acum un obiectiv pentru tinerii noștri. Ori, în cadrul acestor activități, fac acest lucru. Totodată, au ocazia să experimenteze tot felul de idei, de proiecte, de activități în diferite domenii de activitate. Și nu în ultimul rând, ci în egală măsură, ei au oportunitatea să își dezvolte și să construiască, să spun așa, un sistem de relații, un sistem de o rețea de prieteni care să aibă preocupări comune. Ori următorul motiv de bucurie, așa cum am început acest interviu, este acesta. Astăzi avem alături de noi aproape 40 de tineri din toată țara, așa cum a spus. Sunt tineri minunați cu care am interacționat, cu care am stat de vorbă. Mă bucur foarte mult și felicit și pe această cale că au decis să participe la acest concurs și totodată vreau să aduc aprecieri părinților și profesorilor lor, pentru că ei contribuie la frumoasa educație a acestor tineri. Vorbim de un concurs extrașcolar, nu este o activitate cu caracter obligatoriu. Cu atât mai mult îi apreciez că au decis să vină, repet, din toată țara, pentru că avem tineri din București, Iași, Timișoara, dar și din alte zone ale țării noastre, prezenți astăzi la acest concurs. Sunt tineri care au venit aici cu niște așteptări, cu niște gânduri. Eu le doresc să se bucure de această zi și să aibă parte de o experiență foarte reușită pentru ei, indiferent de rezultatul concursului, faptul că au realizat proiectul care este un lucru extrem de valoros. Iar pentru că vorbim de un concurs, sigur că va fi declarat un câștigător, cel care se va prezenta la următoarea etapă, însă toate celelalte proiecte pentru comunitățile din care provin pot aduce beneficii. Și noi încurajăm, împreună cu membrii cluburilor Lions din localitățile respective, să încerce să implementeze aceste proiecte la nivelul comunităților, indiferent de rezultatul pe care îl obțin la acest concurs. O să vadă că se vor bucura de rezultate și crește gradul de mulțumire și de satisfacție pentru fiecare. Atunci când poți să-i ajuți pe cei din jur, cred că ai un sentiment de împlinire, cel puțin eu așa simt. Iar când faci lucrul acesta organizat, în cadrul cluburilor Lions din țară, bucuria este cu atât mai mare pentru că ești înconjurat de oameni care au obiective comune, oameni dispuși să-i ajute pe cei aflați în nevoie. Prin voluntariat vreau să vă spun că se pot schimba foarte multe în comunitate, într-o comunitate, dar cel mai important este că pot fi influențate destine și pot fi schimbate destine. Vă asigur de acest lucru. Și ce mulțumire și ce bucurie mai mare poți să ai decât cea, nu știu, dau un exemplu, când poți să ajuți un copil să aibă acces la educație și să-l ajuți să crească și să învețe, să se formeze și să găsească și el un drum potrivit. Nu toți copiii din țara aceasta și din lumea aceasta au șanse și au bucuria să aibă o familie
care să reușească să-i susțină din toate punctele de vedere. Multe familii se confruntă cu nevoi mari, așa cum spuneați, vorbind de lipsă de mâncare, lipsă de tot felul de lucruri. Ei, dacă vine cineva și îți întinde o mână și îți oferă o șansă, este un lucru extraordinar. Cu aceste lucruri vrem noi să-i obișnuim pe elevii noștri, să-i sensibilizăm. Doar așa putem să ne gândim că la un moment dat comunitățile vor înregistra un progres, oamenii vor fi mai mulțumiți și ne vom schimba cu toții în bine. Poate ne dăm seama și ne aducem aminte că nu e banul totul și nici politica. E nevoie de oameni, de oameni adevărați, cu suflet mare. Și șansa noastră la viață e că există tineri așa frumoși ca cei care au venit astăzi la Deva și care nu sunt singuri, pentru că cluburile sunt foarte mari. Membrii acestor cluburi Lions și Leo sunt numeroși și sper să îi întâlnim mai des și poate că da, ceva o să se schimbe probabil în sufletul nostru când vedem lucrurile care le fac acești tineri. Sunt exemple de viață chiar și pentru noi ăștia trecuți de prima tinerețe. Eu vă mulțumesc și în nume propriu și în numele telespectatorilor și vă așteptăm la Dale Dimineții cu vești bune, pentru că mereu am aflat astăzi, nu dăm din casă, o să vedem, mai avem un subiect la inspectorat, la inspectoratul județean, în curând, dacă rămâneți alături de noi la Dale Dimineții, o să vedeți despre ce este vorba. Avem acolo o persoană care a dărâmat încă un zid în cariera domniei sale, dar în curând, vă mulțumim. Și eu vă mulțumesc foarte mult și vă doresc mult succes în tot ceea ce vă propuneți să realizați. Mulțumesc mult pentru șansa pe care ne-o oferiți de a ne promova proiectele și activitatea. Mulțumim! Suntem tot la Decibel, n-am plecat încă, pentru că încă se desfășoară concursul, așa cum ați văzut pe imagini, dar am mai găsit un om de bine care a venit astăzi la Deva să pună umărul să aici la binele comunității. Bună ziua și bine ați venit la Deva. Am rugăminte să vă prezentați pentru telespectatorii noștri din această dimineață. Bună ziua, bine v-am găsit. Mă numesc Ion Antoniu Tache. Sunt Lions, membru Lions. Am avut privilegiul să conduc districtul românesc în anul centenar 2017-2018, de fapt bicentenar, pentru că Lions a aniversat atunci 100 de ani de existență, iar România în 2018 tot 100 de ani. De ce ne aflăm la Deva? Ne aflăm la Deva, rememorez ceva fain. Acum 8 ani, deci în 2016, un copil de aici, de la dumneavoastră, din Deva, Sergiu Oprean, reușea să câștige premiul național la concursul Tânărul Ambasador și ulterior la Sofia, în octombrie, la Forumul European Lions, să câștige premiul european, marele premiu. Atunci mentorul, îndrumătorul lui, era Florin Ilieș, tânăr Lions la acea vreme, care astăzi este, iată, guvernatorul districtului nostru și credem că această devenire a fost ceva extraordinar. Ne-am aflat aici, sunt aici pentru că am venit și cu trei copii de la Ploiești, de la clubul nostru Lions Ploiești, cărora le-am urat succes alături de toți ceilalți copii. Le-am urat succes pentru că, așa cum am spus în cuvântul de deschidere, nu este suficient să fii competent, să câștigi olimpiade, sau este necesar, dar nu și suficient, dar este foarte important ca aceste competențe să fie completate de
de suflet, de implicarea în comunitate, de spirit civic. Iar acești copii minunați s-au calificat la etapa națională a concursului pentru că au venit și ne-au prezentat niște concursuri, niște proiecte umanitare destinate comunității din care fiecare face parte, interesante, aplicabile, fezabile, pe care juriile locale le-au considerat bune și le-au calificat pentru această etapă. Astăzi se va decide câștigătorul național sau câștigătorii tuturor premiilor naționale. După cum știți, câștigătorul premiului național va merge la forumul european care va avea loc în luna octombrie la Bordeaux, în Franța. Dincolo de datele tehnice pe care invitații mei din această dimineață le-au expus, am o întrebare. De ce are nevoie un om să fie om? Pentru ca un om să fie om, și cred că este important că avem copii alături de noi la acest eveniment, pentru ca un copil să devină om, cred că este foarte important să identifice niște valori care să-l definească în devenirea lui ca om, iar printre aceste valori, una foarte importantă este aceea de a-ți ajuta aproapele. Ori toate aceste proiecte pe care copiii le-au propus sunt destinate ajutorării celor care au nevoie de sprijin, de suport din partea noastră, celor care putem să-l oferim. Cred că este foarte important să aibă această valoare. Asta aș încerca eu să transmit telespectatorilor noștri, dragii mei, celor care sunteți acasă. Oamenii aceștia din Clubul Lions dau importanță unui lucru pe care pe mine mă impresionează. Cumva încearcă să îndemne pe tineri să-și dea drumul, să-și dea frâu liber imaginației acestor pentru a face astfel de lucruri de bine, dragii mei. E mult mai ușor să spunem tinerilor din ziua de astăzi: pune mâna și învață dacă vrei să ajungi cineva, pune mâna și studiază dacă vrei să fii cineva. Dar nu știu, parcă uităm uneori, cred eu, să îndemnăm să fie oameni, să încercăm să păstrăm vie în sufletul lor bunătatea, pentru că știm cu toții că atunci când suntem la anii copilăriei, adolescenței, bunătatea din noi e mai cuprinzătoare, aș spune eu, a sufletului, știți, așa, mai cuprinzătoare, dar cu vârsta parcă o pierdem. Mie mi se pare impresionant pentru mine, nu știu dacă și pentru cei de acasă, că dumneavoastră aici în Clubul Lions faceți asta, încurajați pe tineri să rămână buni, să rămână curați, să ducă mai departe ceea ce noi, ceilalți cetățeni, uneori parcă uităm, să fim buni și oameni în primul rând cu aproapele nostru. Da, așa este. Valoarea asta de bunătatea este ceva la care și noi, adulții, ar trebui din când în când să ne întoarcem mai des și să ne aducem aminte să fim buni cu cei din jurul nostru. Sunt o mulțime de oameni care au nevoie de bunătatea noastră. Eu vă mulțumesc, nume propriu în primul rând, vă mulțumesc și numele telespectatorilor, pentru că eu știu că cei care ne urmăresc au suflete curate și suflete bune, pentru că ne întâlnim în fiecare dimineață, pentru că ne scriem, pentru că ne întâlnim la tot felul de evenimente. Eu vă mulțumesc și vă doresc succes să reușiți să păstrați cumva această tradiție Lions, să încurajați acești tineri și pe viitor, să-i luați cu dumneavoastră, să le fiți exemplu în primul rând, pentru că da, se pare că reușiți, am văzut astăzi aici tineri minunați. Eu vă felicit și vă mulțumesc că ați venit la noi, la Deva, aici, în județul Hunedoara. Și eu vă mulțumesc, să ne revedem cu bine la convenția din mai, care va avea loc chiar aici, la Deva.
Și am revenit în platou, dar de data asta un alt platou, pentru că astăzi am vizitat Colegiul Național de Cebal și clădirea principală, am fost și printre elevi, colegul meu Rossi a fost chiar în sălile de clasă. Astăzi a fost o zi specială aici la Deva și cumva reușim așa să păstrăm în sufletul nostru bucăți de bine, bucăți de suflet curat al acestor tineri care se pare că vor să ducă mai departe bunătatea aceea pe care Dumnezeu o pune în fiecare dintre noi. Acum l-am întâlnit și pe domnul director, greu să știți că greu, am tot fugit după domnia sa de-a lungul zilei, dar până la urmă l-am adus aici în sala ProArte. Acum, astăzi am o misiune foarte ingrată. Domnul director Marin Florin Ilieș sau domnul guvernator Marin Florin Ilieș? Pentru că are așa o greutate cuvântul acesta, guvernator. Domnule Marin Florin Ilieș, înainte de toate, un om care ne impresionează de fiecare dată prin acțiunile pe care le face. Eu personal am așa o uimire de fiecare dată când vă întâlnesc, pentru că cumva reușiți să adunați acești tineri care au un gând minunat, un gând de a schimba lumea în bine. Și astăzi i-ați adus la Deva. Foarte frumos, felicitări! În câteva cuvinte, dacă mai găsiți puterea să ne povestiți de ce ați adus atunci astăzi la Deva acești oameni minunați, acești copii care se gândesc la binele societății în viitor. Da, așa cum a spus, cu acești tineri putem schimba lumea și prin proiectele pe care ei le-au prezentat astăzi în cadrul concursului Tânărul Ambasador, au făcut dovada acestei intenții și ei merită sprijinul, merită ajutorul nostru al cluburilor Lions, al comunităților din care fac parte, pentru că sunt tineri foarte valoroși. Ne-am dorit să dăm o amploare mai mare în acest an și în următorii acestui concurs de proiecte destinat tinerilor, pentru că împreună cu cluburile Lions din întreaga țară, tinerii aceștia pot să aducă nu numai plus valoare, dar într-adevăr pot să schimbe ceva în comunitate. Sunt foarte bucuros că împreună cu echipa mea și cu sprijinul autorităților locale și județene din întreaga țară am reușit să dăm o notă de olimpiadă școlară a acestui concurs. O olimpiadă inedită, în care punem în valoare abilitățile de voluntariat ale tinerilor noștri. Voluntariatul trebuie să ocupe un loc important nu numai în școală, trebuie să ocupe un loc important și în societate. Și acești tineri se vor întoarce de la Deva cu proiecte pe care noi le vom aprecia, îi vom felicita, îi vom premia și ajungând în comunitățile lor, sper că le vor pune în valoare. De mai mulți ani, districtul nostru organizează acest concurs și are rezultate, a avut rezultate foarte bune și la etapa europeană, când s-au obținut premii importante, poate că nu premiile sunt importante în acest concurs, ci proiectele pe care ei le vor implementa acolo la ei acasă. Sunt foarte bucuros că
noi găzduim, o unitate de învățământ găzduiește un asemenea concurs, cu atât mai mult cu cât în școală funcționează, își desfășoară activitatea un club Lions valoros pentru districtul nostru, un club Leo Lions de asemenea, care are în componență foști absolvenți ai liceului nostru și care astăzi sunt elevi sau studenți. De asemenea, sunt bucuros că și cluburile Lions din județul nostru, din Valea Jiului, din Orăștie, din Hunedoara, au participat la acest proiect și iată că împreună am organizat o etapă națională, spun eu, valoroasă. Nu numai prin numărul mare de participanți, dar și prin valoarea proiectelor. Sunt bucuros, vă spun acum în calitate de guvernator al districtului, pentru că nu mi-am propus lucruri extraordinare în acest an, mi-am propus proiecte care aduc un impact major comunității, mi-am propus proiecte în care să antrenăm cât mai mulți tineri, membrii Lions. Să știți că în sală, în săli, am văzut foarte mulți membri Lions, prieteni ai noștri din întreaga țară, care susțin îi susțin pe acești tineri, le mulțumesc foarte mult pentru efortul lor de a veni aici la Deva. Acesta este rolul nostru ca organizație de voluntariat. Înainte de final, pentru că ne apropiem de final, nu doar emisiunea se apropie de final, și anul... Și mandatul. Anul în care ați guvernat, ăsta da, e cuvântul. Da. Aș vrea, dacă se poate, în 10 cuvinte, în mod normal, unui invitat, i-aș fi spus 3 cuvinte. Cunoscându-vă, vă rog, dacă se poate, în 10 cuvinte, să ne spuneți ce a însemnat acest an de guvernare pentru dumneavoastră, Florin Marin Ilieș. Acest an pentru mine a însemnat prietenie, voluntariat, bună înțelegere, creșterea numărului de membri, cluburi Lions în țară și dincolo de hotarele țării, a însemnat relații externe valoroase, bucurie, activități împreună. E poate pentru prima dată când vă văd zâmbind, ceea ce e foarte rar, dragii mei telespectatori, pentru că e un om care ne dă așa cumva o stare de încredere, o stare de liniște în preajma domniei sale de fiecare dată când călcăm pragul acestei instituții de învățământ, parcă înțelegem fără să vrem, chiar dacă eu nu am fost elevă a județului Hunedoara, dar să știți că mă trec fiorii, pentru că de fiecare dată când trec pragul acestei instituții de învățământ, înțeleg ce înseamnă să fii om, să fii crescut de astfel de oameni. Eu, în nume personal, vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Vă doresc succes în continuare. Vă mulțumesc și sunt recunoscător tuturor celor care m-au sprijinit în acest an, celor care au fost alături de mine, care au participat împreună cu mine la întâlnirile districtuale, la proiectele districtuale, la proiectele clubului nostru și, sigur, mass mediei, fără de care noi nu ne putem arăta ceea ce facem.
Ne luăm la revedere pentru această zi, dragii mei. A fost o dimineață altfel. A fost o dimineață cu sufletele curate, cum e fiecare dimineață aici la Tale Dimineții. Înainte de închiderea ediției de astăzi, o să vedeți premianții. Rosi o să-i surprindă cu camera de luat vederi. Așa cum face de fiecare dată, cumva reușește să treacă dincolo, dincolo de ecrane și să ne aducă bucuria momentelor. Noi mulțumim Rosi pentru că mulțumim, el Rosi. Pentru că el e mereu alături de noi și cumva reușește să scoată din noi zâmbete, bucurie, fericire. Aici ne luăm la revedere. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi și în această dimineață, cam fiecare dimineață. Promit solemn să-l aduc în curând la Tale Dimineții pe domnul director în direct. Mulțumesc. Și să povestim în continuare despre activitățile care le organizează, pentru că de fiecare dată reușește să aducă enjoy și seriozitate. Până mâine dimineață, când ne vom revedea aici, la Tale Dimineții, eu vă spun simplu, vă iubesc și o să vă rog, ca de fiecare dată, să dăruiți din iubirea dumneavoastră celor din juri. Numele meu este Brihăcescu Toma, studiez la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Timișoara, în clasa 11-a. Sunt pasionat de informatică, dar pe măsură ce a trecut timpul am realizat că îmi plac și multe alte lucruri care nu au legătură cu informatica, precum desenatul, editarea, teatrul și lucrurile asemănătoare. Proiectul meu se numește Refill Theater și este un proiect prin care încercăm să readucem conexiunea dintre oameni care s-a pierdut din cauza pandemiei și din cauza modului în care a ajuns societatea în general, fiindcă prin acel moment în care te întâlnești cu echipa ta și încercați să creați artă împreună, încercați să puneți împreună un spectacol de teatru pe scenă, în acel moment îți permiți să schimbi foarte multe informații cu aceste persoane, să înveți foarte multe de la ele și să creezi o conexiune profundă cu acești oameni care nu va dispărea și care va rămâne indiferent de rezultatul spectacolului final. În momentul de față, proiectul meu se află mai mult în stadiul unei idei, dar sunt dispus să încerc tot ce îmi stă în putere pentru a-l dezvolta și pentru a găsi oameni care sunt voitori și care doresc să participe. Bună ziua, mă numesc Todoran Teodora și vin din Sibiu de la Colegiul Național Octavian Goga. Astăzi am prezentat proiectul intitulat Alianța Digitală a Tinerilor din România, o inițiativă sub forma unui call center menit să ajute tinerii din România care suferă un abuz digital, primind sprijin emoțional și îndreptându-i pe aceștia spre autoritățile competente ca să le rezolve problema și colaborând cu platformele de social media și companiile de tehnologie pentru a le rezolva problemele din acest mediu. Am făcut acest proiect din motive personale, eu la rândul meu fiind o victimă acestui tip de abuz, am vrut să fac ceva să ajut în acest sens. De asemenea, experiențele mele anterioare, cum ar fi participarea mea în proiectul Microsoft CDG, care a fost un consiliu digital făcut de Microsoft pe probleme, de exemplu, combaterea cyberbullying-ului, m-au făcut să vreau să fac ceva în această direcție, pe lângă faptul că consider eu resursele de care dispunem ca țară în acest domeniu sunt destul de limitate. Ca să implementez acest proiect, voi continua în anii următori, sper cât de repede posibil, să fac rost de consiliere în domeniul legislativ și administrativ și așa mai departe, ca să pot să înființez un ONG pentru, și să colaborez cu Poliția Română și cu Asociația Telefonul Copilului pentru a implementa acest proiect la nivel local și apoi la nivelul întregii țări. Bună ziua! Numele meu este Anca Delia Botez. Sunt din Galați, unde studiez la Colegiul Național Vasile Alexandrii și fac parte din Clubul Leo Danubius. Proiectul meu astăzi a constat din crearea unei platforme ce are ca scop scoaterea României din topul european al țărilor la categoria mamelor minore. Prin intermediul acestei platforme
Tinerii, dar și adulții se pot informa despre educația lor sexuală, dar și despre mult mai multe alte subiecte pe care le puteți afla pe site. Am fost inspirat în primul rând de colegele mele de echipă, care astăzi nu sunt în schimb aici, deoarece împreună tot timpul am fost cele patru care mereu voiau să fie împotriva tuturor, pentru că noi mereu ne-am dorit schimbare, ne-am dorit ca România să evolueze. Și din această cauză, proiectul nostru este unul poate puțin ieșit din comun, dar dacă ar fi să rezum în câteva cuvinte, da, am fost inspirată de prietenele mele. Proiectul este realizat deja din ianuarie, în faza pilot. Deci site-ul în momentul de față există, doar că încă nu este funcțional. Bună ziua, numele meu este Rareș George Milotin, sunt clasa 12 la Colegiul Național Traian Lalescu din Reșița și astăzi am reprezentat Clubul Lions, care este de la mine din oraș. Proiectul meu se numește Horizonted și aduce o strălucire și un punct de creativitate și inovație în societatea parte din regiune, dar nu numai, și implică tinerii, dar și adulții din comunități la un exercițiu de creativitate bazat pe proiectarea 3D. Pasiunea personală pe partea de informatică și TIC a pornit, cred că, de când eram mic de tot. Îmi plăcea să mă joc pe calculator, să descoper tot felul de programe și chiar să conduc mașini. Și ulterior s-a dezvoltat pe niște nișe mult mai ample, precum proiectarea 3D și codarea pe parte de full stack. Astfel am ajuns la ideea aceasta de proiect, pentru că în pandemie am rămas cu puțin mai mult timp liber decât mă așteptam să am, să zic așa. Premiul câștigat la etapa națională îl voi folosi pentru implementarea stagiilor incipiente ale proiectului și voi utiliza premiul efectiv pentru achiziționarea unei imprimante și materiei prime necesare pentru utilizarea ei și vom da startul unei serii de ateliere cu tineri din mai multe licee din oraș, dar și școli gimnaziale și generale.